Găsându-ne în acele momente de cinstire, de preamărire a trecutului nostru istoric. Avem oaspeți de seamă care ne-au făcut să fim mândri că locuim și trăim aici la Baia. Eruditul profesor universitar, domnul decan Lazar, a făcut o prezentare magnifică a istoriei Băii, a începuturilor istoriei Moldovei. Baia a fost începutul Moldovei, țării Moldovei, pe plan istoric. Am văzut etapele importante de evoluție ale Băii. Eu, pe scurt, am să spun despre un nou început al Băii. Despre momentul epocii moderne de relansare a României, de împlinirea visului nostru de veacuri, România Mare. Am să spun câteva lucruri despre cel care a fost un început nou pentru școala românească, pentru reînnoirea sufletească a neamului și a locului. Despre apostolul neamului și satului, învățătorul erou Nicolae Stoler. Este un nou început pentru Baia, pentru școala românească. Ce a fost Baia în timpul lui Stoler? A fost un centru cultural, un centru al învățământului românesc. A fost momentul când acest discipol al lui Spiru Haret a făcut din școala din Baia un exemplu pentru toată Moldova și toată țara. A fost momentul când pe timpul lui Stoleru la Baia s-au înființat niște instituții care au ridicat acest stat, această așezare. Această parte a țării. Aici, la Baia, prin strădania lui Stoleru, s-a înființat prima casă de sfat și de citire din Moldova. Primul cămin cultural, clădire care încă se mai află, e drept într-o stare proastă, dar încă o mai avem în centrul comunii. Aici, la Baia, Stoleru, împreună cu alți intelectuali din jur, a scos revista Vestitorul Satelor. Aici se gândea, aici se redacta, se tipărea la Boroaia prin Tomegea, deci învățătorul Tomegea, colegului Stoleru, așa, și aici la Baia, deci s-a gândit pentru seteni. S-a înființat un cerc de deșteptare a setenilor. S-a înființat o bancă pentru seteni, o societate de arendare a pământului și multe alte lucruri. Să nu uităm că Stoleru a fost un mare patriot, un mare profesor de istorie, dacă e bine spus așa, pentru seteni. Ce a făcut pentru ridicarea lor națională, pentru afirmarea Băii și acestor oameni, n-a fost numai vorbă. Când țara l-a chemat, a preferat să se înroleze în armată, era ofițer de rezervă, Sadoveanu și Iorga i-au propus un post de redactor la o revistă pentru front, care părea la Iași, a refuzat și a mers în luptă și în primele lupte a murit în fruntea plutonului pe care comanda, dându-și viața pentru țară, pentru România Mare. Deci iată că se pot spune multe lucruri despre Baia și despre un nou început al culturii și al renașterii Băii. Să nu uităm un lucru. Azi suntem un sat, ca toate satele. Trecutul a fost dur cu noi, dar să credem în viitor. Să nu uităm că suntem satul care are 3 monumente istorice de importanță națională. Și cred eu că prin valorificarea monumentului Petru Rareș, a picturii celebre care este aici, va fi și de importanță internațională. Și cred că cândva a fost propus să fie luat în evidența UNESCO, cred că așa ceva trebuie făcut în continuare, trebuie luptat. Și închei spunând să credem în viitor și așa cum Petru Rareș spunea în a doua domnie că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât, și noi Baia să tindem spre viitor și să gândim că se poate mai bine, numai preamărind trecutul, înțelegând prezentul și unindu-le forțele să facem ceva cu această așezare. Mulțumesc.